că am produs un fotbal bun. Asta e părerea mea. Poate nu sunt de acord cu mine toți, dar cred că am fost egale FCSB-ului. Am avut foarte multe ocazii. A fost un meci plăcut pentru telespectatori și pentru spectatori, dar din păcate cele trei puncte erau la FCSB. Ce a lipsit astăzi ca să câștigați? Nu știu ce a lipsit. Poate iarăși Târnoveanu a fost un portar care a fost un înger păzitor. Eu așa consider că după aspectul meciului un rezultat de egalitate puteam să scoatem, dar asta e fotbalul. Felicit pe FCSB, a câștigat, asta e, dar per total a fost un meci foarte frumos și felicit echipa mea pentru dăruire și pentru că a jucat fotbal și a dat totul pe teren. Cum a fost cu acel gol anulat? Ați văzut reluare? Da, am văzut reluarea, într-adevăr a fost un offside de 10 cm, așa e fotbalul, dacă e offside, e offside. Din păcate, prima dată nu m-am văzut, deci pe viu nu am văzut că e offside, dar după ce ne-am dus și am revăzut, într-adevăr era offside. Asta e, n-am avut acolo noroc, că dacă era 2-2, măcar atunci puteam să spunem că a fost un rezultat echitabil. Vorbați de Târnoveanu, îi priește aici la Sfântul Gheorghe, mereu prestații foarte, foarte bune. Da, nu degeaba e unul dintre cei mai buni portari din România și într-adevăr are și talie, e aproape 1,90 sau poate are și peste 1,90. E un tânăr talent care o să producă un fotbal bun, sau să spun așa, deci o să fie un portar bun pentru naționale. Ați vorbit zilele trecute, înainte de meci cu domnul Becali, ne puteți spune ce ați discutat, că au fost lucruri interesante. Da, sincer, am sunat la telefon și am spus că sunt foarte bucuros că a vorbit foarte frumos despre clubul nostru și despre mine personal și am felicitat, fiindcă așa e corect, că noi nu suntem dușmani cu nimeni, noi suntem numai adversari și trebuie să avem o relație de cel puțin de amicitate cu toți patronii și așa consider că așa e fair play. Dacă el a spus lucruri frumoase despre mine și despre club, atunci trebuie să-i mulțumesc. Nu l-așteptați aici la Sfântul Gheorghe la un următor meci? Nu, am vorbit cu el, a zis că nu se mai reîntoarce în fotbal, dar am zis că măcar când trece prin Sfântul Gheorghe să vină să bem o cafea și măcar să ne cunoaștem. Da, el spusese că nu, Sepsi nu face jocul nimănui. I-ați întărit această... Da, exact. Sepsi nu face jocul nimănui, Sepsi joacă pentru el, vrea să câștige orice meci și asta o să dovedim și timpul o să ne dea dreptate, fiindcă am mai câștigat cu CFR Cluj și eu sper că o să câștigăm și acum. Rămâne cupa, nu? Rămâne cupa, da. Într-adevăr, acolo avem șanse mai multe. Jucăm cu Mioveniul, dar în cupă niciodată nu se știe, deci trebuie jucătorii noștri să nu stea pe spate, ci să dăruiască 100% cum au jucat și astăzi, ca să intrăm în primii patru și atunci iar jucăm cu CFR-ul și sper că o să producem o surpriză și să intrăm în finale. Și atunci, în finale, se poate întâmpla orice. Lupta la titlu? Cine credeți că... Lupta la titlu sunt trei echipe în momentul de față. Eu așa văd, toate cele trei echipe sunt aproape egale și o să fie un play-off foarte, foarte interesant și sper că o să contribuim și noi, măcar cu meciuri frumoase și cred că toată lumea o să spună că în sfârșit am meritat să intrăm în play-off, fiindcă nu o să fim o echipă care o să facă o figurație în play-off, ci o să jucăm fotbal fiecare meci.